O bătrână sărmană, îmbrăcată în haine ponosite și cu fața brăzdată de ani de suferință, a intrat într-o seară ploioasă într-un restaurant elegant. Ploaia lovea cu putere ferestrele, iar frigul de afară pătrundea în oase. Femeia căutase adăpost și, mai presus de orice, ceva de mâncare, căci nu mai mâncase de câteva zile. A pășit cu grijă într-un colț al restaurantului, sperând să nu fie observată, dar nici nu apucase bine să se așeze, că un chelner s-a apropiat grăbit de ea. "Ce cauți aici? N-ai bani să plătești, nu-i așa?" i-a spus el cu o privire disprețuitoare, măsurând-o din cap până în picioare. Bătrâna a plecat capul, simțindu-se umilită, și a șoptit cu o voce stinsă: "Vă rog, doar o bucățică de pâine. Sunt flămândă." "Ieși afară imediat," a spus managerul restaurantului. "Nu avem nevoie de cerșetori aici." Cu lacrimi în ochi, bătrâna s-a ridicat încet și s-a îndreptat spre ușă, dar nu a ajuns prea departe. Un ospătar tânăr, pe nume Andrei, care asistase neputincios la întreaga scenă, simțea cum inima îi se strânge de durere. Știa că nu putea lăsa lucrurile așa. S-a îndreptat repede spre ușă, a ieșit în ploaie și a alergat după bătrână. Când a ajuns-o, i-a vorbit cu o voce plină de compasiune: "Vă rog, nu plecați. Veniți înapoi în restaurant. Vă dau eu ceva să mâncați." Bătrâna l-a privit surprinsă, neștiind ce să răspundă. Însă privirea caldă a tânărului i-a dat încredere. A acceptat și s-a întors în restaurant, unde Andrei i-a oferit un loc mai retras, departe de privirile curioase ale clienților. În câteva minute, ospătarul i-a adus o farfurie mare cu friptură și cartofi aburind, alături de pâine proaspătă și un pahar cu apă. "Mâncați liniștită, doamnă. Vă voi plăti eu meniul." "Nu trebuie să vă faceți griji," a spus Andrei zâmbindu-i cald. Ochii bătrânei s-au umplut de bucurie. Era pentru prima dată după mult timp când cineva îi arăta bunătate. Cu mâinile tremurânde, a început să mănânce, iar fiecare îmbucătură părea un dar prețios. Însă gestul lui Andrei nu a rămas neobservat. Managerul restaurantului, care supraveghea totul din umbră, a pășit furios spre tânăr. "Ce faci, Andrei? Ai lăsat o cerșetoare să mănânce aici? Crezi că ne permitem să facem pomană? Te voi raporta șefului, iar mâine vei fi dat afară." Andrei și-a ridicat fruntea, deși simțea cum inima îi bate cu putere. Știa că risca mult, dar nu putea întoarce spatele unui suflet în nevoie. Cu o voce calmă, dar hotărâtă, i-a răspuns: "Dacă voi fi dat afară pentru că am ales să arăt puțină bunătate, atunci așa să fie. Prefer să plec știind că am făcut ceea ce era corect." Managerul l-a privit încremenit. Clienții din restaurant, care fuseseră martori la scenă, au început să murmure. Dar înainte ca managerul să poată adăuga ceva, de la una dintre mese s-a ridicat un bărbat elegant, îmbrăcat la patru ace, care luase cina. Observase întreaga situație și părea deranjat de comportamentul managerului. "Am văzut tot ce s-a întâmplat. Cum îndrăznești să-l ameninți pe acest tânăr pentru că a făcut un gest de bunătate? Acesta este un om de valoare și dacă cineva trebuie să plece de aici, cu siguranță nu el este acela." Managerul a rămas fără grai, iar oamenii din jur au început să dea din cap în semn de aprobare. Bărbatul a continuat să spună: "Oamenii ca acest tânăr ospătar sunt cei care fac lumea mai bună. În loc să fie pedepsit, ar trebui să fie răsplătit." Bătrâna, care terminase de mâncat, s-a ridicat încet de la masă și cu ochii plini de lacrimi de bucurie s-a apropiat de Andrei. "Îți mulțumesc din suflet, fiule. Dumnezeu să te binecuvânteze pentru tot binele pe care mi l-ai făcut. Nu credeam că voi mai întâlni vreodată atâta bunătate într-o lume plină de nepăsare. Sper să nu fi dat afară din cauza mea." Andrei i-a zâmbit cald și a spus cu modestie: "Nu e nevoie să-mi mulțumiți. Oricine merită să fie tratat cu demnitate și bunătate." Bărbatul elegant,
impresionat de gestul ospătarului, s-a întors spre Andrei și i-a spus: Știi ceva? Te voi recomanda pentru un post mai bun. Meriți să lucrezi într-un loc unde oamenii ca tine sunt apreciați și respectați. Atunci, toți cei prezenți în restaurant au izbucnit în aplauze. Tânărul ospătar, în loc să fie pedepsit pentru bunătatea sa, a fost lăudat și apreciat de toată lumea. Acea seară a devenit o lecție pentru cei care asistau, despre cât de mult poate conta un gest de compasiune într-o lume grăbită și plină de indiferență. Gestul lui Andrei nu doar că a schimbat ziua unei bătrâne sărmane, ci a schimbat inimile tuturor celor care au asistat. Morala: bunătatea și empatia nu trec niciodată neobservate, iar uneori un gest mic poate schimba vieți. Dacă ai ajuns până la finalul acestei povești, lasă o inimă în comentarii și urmărește-ne și de acum încolo.